strategia copilului, bagă! Cum să vă spun ce bine e aici? Cum să vă spun, parcă nu știm de mici? Nu se poate, fără voi! Hai, acum cântați cu noi! Ia să vedem! Să nu lăsăm tristețea să ne atingă! Să nu lăsăm necazul să învingă! Astăzi să fim cu sufletul curat, Vasile, Valentina, de bine vă ocurat! Să nu lăsăm tristețea să ne atingă! Să nu lăsăm necazul să învingă! Bravo! Astăzi să fim cu sufletul curat, domn Vasile, domnul Valentina, de bine vă ocurat! Dacă ieri ai avut superare, azi arunc-o trimite la plimbare. E păcat, oricum îmbătrânim, la ce bun atât să suferim. Dacă ieri cu soțul te-ai certat, azi sărută și spune că ai uitat. E păcat, doar nu întinerim, la ce bun atât să suferim. Doi și să nu lăsăm tristețea să ne atingă, să nu lăsăm necazul să-mi vingă. Astăzi să fim cu sufletul curat, Vasile, Valentina, de bine v-au curat. Să nu lăsăm tristețea să ne atingă, să nu lăsăm necazul să-mi vingă. Astăzi să fim cu sufletul curat, Vasile, Valentina, de bine v-au curat. Să ne atingă, să nu lăsăm necazul să-mi vingă. Astăzi să fim cu sufletul curat, Vasile, Valentina, de bine v-au curat. La ți-e frică de domn primar? Ha? Păi așa primarul, mă, care ține la voi și ție să-ți fie tu tremur mai tare ca noi. Oameni buni, vă salutăm cu mult drag și cu multă prietenie. Suntem a câta oară la Săveni? A multă oară. A multă oară. Cu drag venim de fiecare dată și răspundem prezent la fiecare invitație când vine din locurile acestea de poveste. Ne considerăm norocoși să putem împărți această frumoasă zi de început de vară cu dumneavoastră, locuitorii acestui oraș prosper, frumos, v-am mai zis și în alte dăți, locuri de poveste aici, dar poate că locuind zi de zi, nu știu, le trecem cu vederea sau dumneavoastră mai curând, v-ați obișnuit cu atâta frumusețe, dar noi când venim din depărtări, din București sau de prin alte părți, chiar vedem că aici e raiul pe pământ. Suntem fericiți să fim din nou în fața dumneavoastră. Ne-am costumat, cum am știut și noi, mai bine. Domn Vasile, trebuie să-i salutăm pe oameni și mai ales să le mulțumim pentru frumoasele aplauze de început de spectacol. Împărțim aplauzele cu organizatorii acestui eveniment, cu oficialitățile, dar mai cu seamă cu cine, domn Vasile? Mai cu seamă cu noi doi și cu cu publicul minunat. Cu publicul minunat de aici, de la Săveni, care, cum spunea și doamna Valentina Fătu, este un public deosebit, pentru că niște locuri deosebite nu pot să agreze decât niște oameni deosebiți.
Parcă ați fi politician, ați început să vorbiți și nu vă înțelege nimeni. Campania electorală, promit mult și nu mă țin de cuvânt. Vorbește mult și nu se înțelege nimeni. Deci cam asta e cu campania electorală. Noi însă am venit să... O să vin și aici, nu? Păi nu știu, treaba din asta, intrați în politică, ieșiți. Acum totul e să ieșiți curat când toți ieșiți. Dacă intrați sau dacă ieșiți. Oameni buni, noi venim cu vești, n-am un prietenit cu dumneavoastră. Cred că deja începeți să ne cunoașteți. Suntem artiștii teatrului de revistă Constantin Tănase, Valentina Fătu și domnul Vasile Moraru from Romania. România, 10 points. Moldova, România, Piatra Neamț. Pentru că ne-am împrietenit, dați-mi voie să vă spun că fix înainte să intrăm aici pe scenă, domnul Vasile, cum îl știți, vedetă mare, îl știe toată lumea. Cine credeți că l-a sunat? Cu cine a stat de vorbă? Domnul Florin Piersic. Vă salută, domn primar a zis că e păcat că nu-l mai invitați, a scăzut gajul că știe că e complicat așa, vă așteaptă cu un telefon ca să vină aici. Deci, oameni buni, domnul Florin Piersic, când a auzit că suntem la Săveni... Știți cum e Florin Piersic, iubește publicul, iubește lumea. Vă transmite tuturor multe salutări și a zis că, băi, nu să... De fapt, acum să nu le spun eu oamenilor tot. Domn Vasile, mi s-a părut așa, nu știu, la finalul convorbirii telefonice, un pic a fost mai, nu știu, mai pe, nu pe ceartă, că e mult spus. Poate așa un pic mai tensionată discuția sau ce anume s-a întâmplat? Păi, normal că eu nu-mi permit eu să... Să vă certați cu domnul Piersic, da. Dar ce s-a întâmplat? Așa, mi s-a părut că a fost mai... Auzind unde mergem, auzind că a, da, bă, te duci acolo, bă, Moraru, bă, să spui bancuri de la cu bulă, mă, da. Fii atent aici să le spui neapărat la oamenii din Săveni, moldovenii mei, că și eu sunt lângă Rădăuț, bă. Când are spectacol la Rădăuț, e din Rădăuț? Rădăuț, când are... la Suceava, din Suceava, când e la Brașov. Un artist... Să le spui... Așa? Bulă, Bulă este de la mine, din Cluj. Cine, Bulă? Bulă. Celebru personaj din bancurile românilor, da, de la, da, domnul Florin de la Cluj? De la Cluj. Asta, Doamne, bă, ferește! Atunci, să zicem că a început o discuție, nu tensiunea, dar spune, Florin, stai puțin. Păi, Bulă e de la București. Normal, e de la noi, de la București, că de-aia teamă cu B. Bulă, de la București, dacă era de la Cluj, de la domnul Piersic, îl chema cu C, îl chema Culă, nu? Dacă era de la Deva, îl chema cu D, Dulă. Dacă era de la Tulcea, îl chema cu T, Tulă. Dacă era de la Suceava, îl chema cu S, Sul... Bravo! Mă rog, sau de la Săveni, cum ar veni. Bine, da, bine, bine. Bine că n-a fost de la Pașcan. Nici nu mai puteam să-l pronunțăm. Da, nici nu mai puteam să-i zicem pe nume lui Bulă. Bine că e de la București, de acolo, de unde Bulă, e el. Bulă, domnule, sigur, da, că da. Apropo de Bulă, să vă zicem ceva și de domnul prim-ministru. Trăiți. De domnul Ciucă. Ciucă, domnul Ciucă, ce e? Ministru, prim-ministru? Da, da, domnul Vasile e cunoscut la București, cel puțin nu putem să ne deplasăm, nici nu mă duc la mare.